Bună ziua din nou! Ne aflăm în a doua zi a târgului Inovaliment, Aliment și, așa cum știți, pe lângă prezentările, sesi... pe lângă prezentările aplicațiilor înscrise la Innova Aliment, avem și o serie de conferințe științifice susținute de experți din domeniul alimentar. Cu prima conferință de astăzi va fi susținută de doamna Gabriela Bahrim, profesor doctor inginer și decan al Facultății de Știința și Inginerie Alimentelor de la Galați și partener al Innova Aliment. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Înainte să încep prezentarea, aș vrea să mulțumesc Fundației Dan Voiculescu și Senatului Științific pentru ideea de a ne copta și a fi partener în aceste acțiuni științifice. Am auzit întrebarea, se face cercetare în domeniul științei, ingineriei și tehnologiei alimentelor în România, se face cercetare în multe universități și institute de cercetare. Și este păcat că aceste cercetări rămân doar cercetări în proiecte, în lucrări științifice. Prin această inițiativă este important că cercetările pot fi promovate, ele pot să ajungă și în mediul economic aceste idei și poate industria, producătorii de alimente vor fi interesați să se îndrepte către oamenii care fac cercetare în România pentru beneficii multiple, beneficii pentru o alimentație mai sănătoasă, pentru creșterea calității vieții. În prezentarea mea mă voi referi la produsele probiotice și care sunt tendințele moderne în producerea și utilizarea acestora. Alimentație versus sănătate. Între cele două laturi, alimentație și sănătate, există o interdependență. Sănătatea nu poate să existe fără o alimentație sănătoasă și sper că în prezentarea mea să vă conving de acest lucru, dacă mai este nevoie. Și dacă nu ești sănătos, nu poți să te alimentezi Sănătos. Sănătatea prin alimentație înseamnă asigurarea unor, unei nutriții sănătoase, asigurarea nutrienților esențiali pentru o activitate metabolică optimă, dar și asigurarea unor componente bioactive cu rol funcțional. Împreună, aceste elemente promovează sănătatea și creșterea calității vieții. Alimentele funcționale pot fi alimente naturale, pot fi transformate, pot fi fortificate și pot fi îmbunătățite. Alimentele funcționale se obțin încă din antichitate, când oamenii nu cunoșteau încă cine care sunt actorii în transformarea compușilor chimici din materiile prime alimentare în uh, compuși bioactiv funcționali. Uh, erau uh, produce, uh, erau obținute produse fermentate, de panificație, derivate din lapte, carne sau băuturi fermentate. Uh, în timp, uh, uh, obținerea de produse funcționale atât la nivel uh, micro cât și la nivel macro, uh, adică în condiții casnice și în condiții industriale. Uh, acest, uh, produ uh, aceste produse sunt mai puțin promovate pentru că există o gamă largă de produse mult mai atractive din punct de vedere senzorial, din punct de vedere al gustului, dar mai puțin atractive din punct de vedere al uh, sănătății. Uh, încet, încet, uh, consumatorii încep să-și îndrepte atenția către alimentele funcționale și beneficiile acestora. Rolul produselor probiotice în contextul actual al pandemiei cu COVID-19. Sunt studii deja publicate, bazate pe, eu știu, date științifice și, date, și studii clinice, care atestă rolul probioticelor în, în în susținerea organismelor care au trecut prin boală, care au suferit infecția cu virusul COVID-19 și după boală și de ce să ajungem în boală și după boală, susținerea este important, esențial rolul probioticilor înainte de infecție, în alimentația de zi cu zi. S-a demonstrat că bacteriile probiotice cu importanță deosebită în susținerea calității vieții chiar în raport cu COVID-19 sunt bacteriile din genul lactobacillus și bifidobacteriile și prezența acestora în microbiota intestinală. Pacienții care au contactat COVID-19 s-a demonstrat că sufereau disbiotă și aceste bacterii erau în concentrații scăzute în microbiota intestinală. Uh, S-au identificat și o serie de specii, uh, bacterii din gen speciile Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, gaserii, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Leuconostoc mesenteroides și Pediococcus pentosaceus. Aceste microorganisme le găsim atât uh, în condiții naturale asociate cu uh, microbiota multor materii prime de origine vegetală și animală le găsim uh, sub formă de produse nutraceutice uh, care uh, se vând în uh, eu știu se vând în farmacii ca uh, produse probiotice și le găsim în numeroase uh, alimente fermentate în condiții controlate sau în condiții uh, tradiționale, uh, utilizând culturi selecționate și, sau uh, culturi artizanale de microorganisme cu potențial uh, probiotic. Uh, referitor la probiotice, uh, cerința pentru că un produs aliment, nutraceutic, un medicament să fie probiotic. În prezent există o, o singură cerință principală, viabilitatea celulelor. Viabilitatea in vivo trebuie, pentru a avea efecte benefice trebuie să fie la în concentrații de 10 la 6, 10 la 9 celule. Probioticele care ingerate în concentrația adecvată și își mențin viabilitatea, în, așa cum a spus și Bogdan, în trecerea gastrointestinală, au un rol important în colonizarea mucoaselor și a epitelului, în echilibrarea microbiomului. În general, nu numai microbiomul intestinal, pentru că vorbim de om, dar este valabil și pentru animale. Ființele vii poartă numeroase microorganisme utile la nivelul întregului corp, atât în exterior cât și în interior. Aceste microorganisme sunt ca o armată care apără organismul de patogen de microorganismele cu risc și asigură îmbunătățirea funcției imune prin activitate antimicrobiană, antioxidantă, anticancerigenă, antidiabetică și anti îmbătrânire. Referitor la produsele alimentare, Plecând de la produsele tradiționale, cele mai multe derivate prin fermentarea laptelui, în prezent sunt produse probiotice fermentate din, prin fermentarea materiilor prime vegetale, cum ar fi cereale și produse derivate, fructe și produse derivate, legume, inclusiv leguminoase și se obțin și produse nefermentate, maturate din carne, pește sau din soia. Acest tablou al produselor probiotice este prezentat și aici. Cele mai multe produse sunt produsele lactate fermentate, apoi produsele din legume, din carne și pește și produsele de uh, panificație. Uh, viabilitatea microorganismelor probiotice în produsele alimentare. Este influențată de foarte mulți factori intrinseci și extrinseci, cum ar fi condițiile de fermentare, aditivii care se utilizează și alte ingrediente care se utilizează în formularea unui produs alimentar. Dacă celulele sunt încapsulate sau sunt libere, dacă există compuși de protecție și asupra lor, pentru că uh, compușii antioxidanții au efect și asupra. Uh, microorganismelor, condițiile de procesare care se aplică, tratament termic, congelare, decongelare, uscare, ambalarea și condițiile de păstrare, toate influențează viabilitatea microorganismelor probiotice în alimente și uh, cu toții ne gândim că este greu să păstrăm un uh, nivel ridicat, o concentrație ridicată de celule viabile dar nu este imposibil și în prezentările de, din, de la noi, de la facultate, o să vedeți tendința de a proteja bacteriile adăugate în diferite ingrediente prin metode de încapsulare. Diversitatea produselor probiotice derivă din principalii factori care influențează un proces fermentativ, diversitatea substraturilor fermentate. Deci s-a plecat de la lapte și în prezent uh, se obțin produse uh, probiotice prin fermentarea colostului bovin, prin fermentarea polenului, prin fermentarea leguminoaselor, linte, li năut, mazăre, a pseudocerialelor, a subproduselor agroalimentare. Diversitatea culturilor starter, așa cum am spus, uh, uh, culturile Implicate în fermentație, pot fi culturi comerciale, însă, în acest caz, aceste culturi sunt fie monoculturi, adică o singură specie, sau culturi multiple, dar nu pot fi mai mult de cinci specii, fiecare venind cu proprietățile sale funcționale specifice și culturile artizanale asupra cărora eu o să o să îmi să zic prezentarea mea se va referi și la aceste culturi artizanale mai mult decât cele comerciale și bineînțeles condițiile de fermentare. Microorganismele probiotice sunt clasificate în mai multe categorii, sunt probiotice din vechea generație și dacă ne uităm în acest tablou, nu sunt foarte multe, sunt specii studiate, consacrate și comercializate de firme specializate. În această categorie intră bacterii lactice, bifidobacterii, bacterii sporulate din genul Bacillus și bacterii propionice, puține mucegaiuri și puține drojdii. Ce limitări au aceste culturi? Faptul, în primul rând, sunt organisme modificate genetic. În al doilea rând, aș puncta viabilitatea și funcționalitatea lor. Este greu de demonstrat viabilitatea în produsele fermentate și, bineînțeles, mai departe, pentru că nu sunt la îndemână metodele de investigare, nu sunt la îndemână a publicului larg. De asemenea, accidental poate avea loc transferul genelor de virulență de la microorganismele patogene către aceste microorganisme și apare așa numitul fenomen de patogenitate oportunistă în rare cazuri pot să apară infecții, pot să apară diferite inflamații sau boli, la, în general la indivizii cu imunitate scăzută. Se vorbește de probiotice din noua generație, sunt culturi de bacterii nou izolate, puse în evidență în materiile fecale, sunt bacterii cu beneficii multiple asupra sănătății, demonstrate în tulburări cardio cardiometabolice, în inflamații, cancere și infecții grave, însă utilizarea acestor culturi este limitată de faptul că ele nu cresc în condiții de laborator sau cresc foarte greu, deoarece sunt strict anaerobe și sunt foarte sensibile față de oxigen. Sunt insuficient caracterizate. Că ele sunt studiate în lume pentru proprietățile lor benefice în tratamentul pacienților cu infecții grave, infecții intestinale grave, în cazurile în care antibioticele nu-și mai fac efectul, iar rezultatele au fost. Efectul lor s-a putut studia, utiliza prin utilizarea directă a unor extracte de materii fecale, care au fost oarecum purificate și administrate pacienților pentru care nu mai existau alte soluții de tratament. Și rezultatele sunt bune, sunt, se fac studii pentru a vedea care sunt metaboliții cu impact asupra sănătății și, desigur, în lume sunt bănci sunt constituite bănci de materii fecale, sunt recoltate acest, aceste bacterii din probele de materii fecale ale unor indivizii sănătoși, și așa, ca să destindem puțin atmosfera, se pare că persoanele cu o greutate normală, fără grăsime pe abdomen, sunt persoanele care poartă. Aceste bacterii în microbiomul intestinal. Și în cazul acesta sunt limitări, pentru că, așa cum am spus, sunt, sunt încă puțin studiate și principala limitare este sensibilitatea lor față de oxigen. Și noi am încercat să. Creștem aceste bacterii, am cumpărat din Statele Unite, o cultură comercială. Și cu părere de rău nu, și am dat destul de mult pe acea cultură, am plătit, cred că o mie de euro, pe o singură, mică pastiluță și am crezut că putem să le păcălim, am lucrat în condiții anaerobe, dar nu total strict anaerobe pentru că n-am avut condiții în laborator și n-am putut uh, activa nicio celulă. Uh, culturile artizanale, culturile artizanale sunt la îndemâna noastră a tuturor și sunt uh, perpetuate din cele mai vechi timpuri. Sunt uh, Granulele de chefir de lapte, de apă și combucea numită și ciuperca zeilor. În prezent, aceste culturi sunt obținute și comercializate și sub formă de culturi comerciale în stare uscată, astfel încât ele pot fi ușor reactivate chiar în condiții casnice și pot fi obținute, produse fermentate, ușor, simplu, la, acasă la fiecare. Care este avantajul acestor culturi artizanale? Sunt consorții de microorganisme, în general bacterii și drojdii. O să vedem că în anumite cazuri sunt și bacteriofagi și bacteriofagii fiind cumva armele biologice pentru distrugerea naturală a bacteriilor patogene sunt foarte importanți pentru că acești bacteriofaci le asigură nu numai protecția lor, dar și protecția consumatorului care ingeră produsul fermentat cu consorțiile vii, aceste consorții multiple. Fiind consorții multiple care funcționează în simbioză, în comensalism, ele au capacitate fermentativă deosebită și produc metaboliți compuși postbiotic cu rol funcțional deosebit, cum ar fi acizi organici, peptide bioactive, anti compuși antimicrobio, bien, polizaharide, vitamine. Pot fi numite microorganismele trecutului pentru că am spus că sunt utilizate din cele mai vechi timpuri, dar și ale prezentului și mai ales ale viitorului. În grupul nostru de cercetare, pentru că am avut indicatori într-un proiect pe care îl derulăm, am publicat un articol de sinteză privind compoziția microbiană a acestor consorții și proprietățile lor pentru culturile de chefir, de lapte, de apă și combucea. Acest articol este publicat recent și am adunat din literatura de specialitate ultimile informații în acest domeniu al culturilor artizanale. Uh, granulele de kefir de lapte adună numeroase bacterii lactice, acetice, drojdii și bacteriofagi într-un uh, polimer sintetizat natural de către ele. Uh, polimerul se numește kefiran și apar uh, și sunt aceste granule de culoare albă. Uh, distribuția a microorganismelor. Bine, cât știe omul că probabil multe nu sunt încă identificate, pentru că este greu să le scoatem din acel consorțiu și să le aducem în laborator. Am încercat și noi, am reușit în primul fază să izolăm câteva și foarte greu să le mai întreținem pentru alte cultivări, pentru că nu se adaptează. Ele sunt adaptate de mii de ani în aceste consorții și diversitatea microbiană a granulelor depinde foarte mult de zona în care ele sunt produse, în Moldova, în Rusia, în Tibet, în. România, În România de puțin, puțină vreme au început să fie utilizate. Granulele de kefir de apă sunt de asemenea bacterii lactice, bifidobacterii, bacterii acetice și drojdii asociate într-un polimer de tip dextran, pentru că ele se cultivă, așa cum a spus și Bogdan, într-un mediu cu zahăr și prin polimerizare obțin dextran. Sunt imagini pe care noi le-am realizat prin microscopie electronică și se se văd aici o multitudine de microorganisme. Combucea are și mai multe, și mai multe specii și genuri. Cred că ați auzit de combucea, începe și la noi să fie produsă artizanal și chiar la nivel semi-industrial. Uitați câte microorganisme, câte specii, ele sunt adaptate într-o ele cresc și se dezvoltă în această membrană celulozică pe care, de asemenea, singure și o produc. Pentru că timpul este, nu o să mai insist foarte mult, deci sunt numeroase medii care se fermentează derivate din lapte de diferite specii, colostru, produse din fructe și legume, inclusiv leguminoase și efectele sunt deosebite asupra organismului. Compușii funcționali sunt, sunt diferiți în funcție de uh, implicațiile acestor culturi artizanale și substraturile pe care le fermentează, dar sunt uh, compuși extrem de importanți pentru uh, 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 compuși postbiotici extrem de importanți pentru rolul uh, lor funcțional. Uh, în prezent. Uh, uh, pentru că viabilitatea este un factor limitativ în uh, obținerea și utilizarea produselor probiotice, sunt promovate concepte noi, adică să se utilizeze produsele derivate de la uh, microorganismele probiotice. Uh, postbiotice sunt metaboliții, compușii care, uh, pe care îi formează microorganismele probiotice în timpul uh, proceselor fermentative, dar în această categorie intră și o serie de compuși. Eliberație din celule prin autoliză. <coughs> Paraprobiotice sau probiotice fantomă sunt încă nestudiate. Sunt celule probiotice neviabile, adică moarte, rupte sau intacte, care au demonstrat beneficii asupra sănătății consumatorului. Și probioceutice sunt anumiți compuși sintetizați în mod particular de anumite specii, de asemenea cu rol funcțional. Funcționalitatea probioticilor este influențată de numeroși factori, în primul rând de microbiotă, pentru că în, în contact cu microbiomul uman pot să interacționeze cu numeroase microorganisme, de factori intrinseci și prebioticele sunt importante atât în fermentațiile pe care le realizăm în produsul alimentar, dar și pentru funcționalitatea in vivo, și aș vrea să spun că atunci când ne alimentăm, trebuie să ne gândim, să alimentăm armata de probiotice care ne însoțește și mai puțin ce ne place nouă să mâncăm. Adică lor le plac prebioticile. Și prebioticele sunt fibre care se găsesc în special în fructe și legume. O să trec peste aceste folii. Uh, și se promovează ideea de uh, și în cercetări, se promovează ideea de celula ca o fabrică, adică să gândim fiecare celulă ca un potențial uh, producător de uh, compuși funcționali. Uh, și aici este un exemplu pentru o biată celulă de drojdie care. Vedeți, poate să aibă efect probiotic, poate să producă prin uh, activitate numeroși metaboliții cu rol important uh, asupra sănătății, pereții celulare au de asemenea uh, efect fiziologic și numeroase enzime care ne ajută în, în, uh, această, în eu știu, în procesarea hranei au. M-am dus prea departe. Uh, deci, este foarte important uh, uh, combinația prebiotice-probiotice, spuneam, atât în in vivo, cât și asupra uh, sănătății, in vitro, celulele vii care produc metaboliții uh, cu efect sistemic direct la nivelul mucoasei intestinale, dar și asupra întregului organism. s-a vorbit de axa intestin-creier avem un intestin sănătos, avem un creier sănătos și funcționăm sănătos, lipsiți de anxietate, fără probleme cu somnul, dar nu numai creierul, ficatul, inima și mucoasele și pielea. bioticele spuneam că au efect atât în alimente cât și în vivo, ingerate, odată cu alimentele fermentate. Paraprobioticile sunt, încep să fie studiate și, și noi la Galații, avem studii în acest sens. Distrugerea, inactivarea celulelor se realizează prin diferite tratamente clasice, termice, non-termice și emergente. Și bineînțeles, trebuie să existe metode de investigare moderne care să pună în evidență influența postbioticilor și paraprobioticilor, în primul rând prezența lor în alimentele fermentate și rolul lor in vivo. Sunt produse comerciale pentru că produsele care conțin prebiotice, probiotice Postbiotice și paraprobiotice se numesc produse metabiotice. Și vedeți că sunt pe piață produse metabiotice comerciale. Produse în Europa, în Statele Unite, în, în Rusia. Uh, nu știu dacă, cred că nu mai am foarte mult timp, dar nu o să mai dureze mult, maxim Banda, 5 minute. Aveți timp pentru că. Am alocat fiecare conferințe o oră. Ah, eu am crezut că în 30 de minute trebuie să mă încadrez. Mm. Atunci o să discut și despre cercetările noastre. În perioada 2018-2021 am derulat un uh, proiect complex. Uh, denumită închiderea lanțurilor de valoare din bioeconomie prin obținerea de bioproduse inovative cerute pe piață cu indicativul Prosper. Acest proiect a fost coordonat de ICECHIM București, iar partenerii am fost noi, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea din Arad și încă două institute de cercetare, Institutul Petru Ponii din Iași și Institutul de Cercetări Biologice din București. Fiecare partener a dezvoltat un proiect de cercetare, iar proiectul nostru s-a intitulat Produse tribiotice, probiotice, prebiotice și postbiotice cu utilizări multiple obținute din subproduse de la industrializarea legumelor și fructelor. Au rezultat uh, atât. Uh, studii pe care le-am publicat în numeroase articole cu vizibilitate în reviste importante, dar au rezultat cereri de brevete de invenție, s-au dezvoltat ingrediente funcționale pentru produse alimentare, produse de panificație, produse lactate și nu numai. În acest proiect s-au format trei cercetători care sunt acum angajați de cercetare, asistenți de cercetare în facultatea noastră. S-au dezvoltat parteneriate, s-a dezvoltat infrastructura de cercetare. Din păcate, -ă, proiectul s-a finalizat în iunie, nu avem nici nicio reacție din, reacție din mediul economic. economic adică nu ne-a căutat A nimeni. Deschis? să deschis? ne întrebe de cineva are microfonul deschis, cred că Adelina. Un alt proiect important care s-a încheiat în 2020, doi ani, un proiect internațional în cadrul programului Eureka cu titlu Produse multifuncționale obținute din colostru fermentat cu granule de kefir, tribiotic plus, tribiotic pentru că de asemenea se referă la uh, prebiotice, probiotice și postbiotice. Acest proiect a fost uh, coordonat de uh, un agent economic, Laboratoarele Medica din București, și parteneri, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Institutul Național de Științe Biologice din București și o companie din Norvegia. Um, de fapt, prin acest proiect, noi am descoperit granulele de chefir de lapte și beneficiile lor, beneficiile produselor fermentate și am început să le studiem. La început, ne-am gândit de unde le luăm, de unde procurăm aceste granule le-am procurat din, de la utilizatorii casnici și am avut granule din România, din Rusia și chiar din Tibet, aduse de domnul doctor Ionus Moraru din o bucățică de granulă din Tibet. Fiecare tip prezintă alte proprietăți în sensul că produsele care rezultă prin fermentarea acelui iași substrat sunt foarte diferite ca gust, aromă și alte caracteristici senzoriale, consistență, cremozitate. Am urmărit optimizarea procesului de fermentare a colostrului bovin. Am încercat să izolăm microorganisme din consorțiu și să le. Utilizăm în alte cercetări, nu prea am reușit. Și totodată am adăugat alte microorganisme selecționate de noi din colecția noastră de microorganisme pentru a îmbunătăți consorțiu. Multe nu au fost agreate de consorțiu și au fost eliminate, dar am găsit o drojdie din genul Iarovia, Iarovia lipolitica, care se adaptează foarte bine la acest consorțiu de granule de kefir de lapte, și care împreună cu un consorțiu contribuie la îmbunătățirea conținutului în produse postbiotice, în general peptide bioactive și uh, acizi grași cu catenă scurtă, precum și acizi... Grași care derivă din hidroliza lipidelor care au acțiune antimicrobiană. Iar ovia lipolitica este numită în biotehnologie calul de bătaie, adică această drojdie, având activitate enzimatică diversă, la început transformă Compuși și macromoleculari dintr-un substrat îi transformă în compuși cu masă moleculară mică și astfel asigură nutrienții și asigură condițiile pentru funcționarea altor microorganisme. Am, noi, la Galație, am depus o cerere de brevet, cultură startă artizanală, produs leofilizat din granule de kefir de lapte, pentru că am încercăm să obținem culturi, așa cum le-ați văzut la început, culturi care pot fi comercializate. Ce am observat? Această rezultă o pudră din granule de kefir de lapte și adăugată în, în lapte, în, eu știu, mediul cu colostru, în timp în timp scurt, în 48 de ore, încep să se refacă granulele. Deci, culturile, celulele de acolo încep să se agrege iarăși în acele, prin biosinteza de chefiran, se agre agregă și formează granule. Întâi mici și apoi ele cresc. Și este foarte Important pentru că dintr-o cantitate mică de pulbere putem reface uh, granulele. Uh, laboratoarele medica au uh, produs, au și dumnealor uh, mai multe brevete și uh, a, au pus pe piață produsul colchefir cu numeroase beneficii. Din nefericire aș vrea să spun Produsul Colchefir se vinde mai mult la export. Deci, Medica exportă acest produs și pe piața românească, din necunoaștere, din lipsă de informare, puține persoane cumpără Colchefir. Un alt proiect pe care îl derulăm în prezent este un proiect de. Cercetare exploratorie. Acest proiect, bugetul, spunem noi că este modest, dar ne mândrim că a fost la evaluare a fost apreciat cu maximul de puncte 100 din 100. A fost o surpriză extraordinară pentru noi, pentru grupul nostru de cercetare, pentru că au fost apreciate ideile și acum ne obligă foarte mult pe noi să fim la, să rămânem și cu rezultatele la nivelul aprecierilor inițiale. În acest proiect sunt angrenați 18 cercetători, cercetători cu experiență, cercetători postdoctorați, doctoranți și masteranți. Și uh, dezvoltăm aceste concepte moderne de obținerea produselor metabiotice și apoi uh, utilizarea acestora în ingrediente ca ingrediente în produse alimentare. Ne-am propus să dezvoltăm produse lactate și produse de panificație care să conțină prebiotice, probiotice, postbiotice și paraprobiotice. În continuare, o să-i prezint pe tinerii cercetători. Pe Bogdan l-ați cunoscut deja. Dezvoltă teza de doctorat, abordări moderne în obținerea culturilor starter de bacterii lactice utilizabile în panificație, cu impact tehnologic și funcțional. Marina Pihurov, are teza valorificarea potențialului unor culturi starter artizanale de microorganisme pentru obținerea de produse cu funcționalitate ridicată. Ei sunt juniorii, sunt cei mai mici, deși Bogdan a terminat stagiul doctoral, se află în prelungire și Marina a început anul 2. Senioarele sunt colegele pe care le-ați cunoscut deja și care vor avea și astăzi prezentări. Nina și Adelina sunt, produsul, sunt produsele proiectului Prosper și au rezultate deosebite în obținerea unor ingrediente funcționale pe bază de antociani, pe bază de peptide bioactive, deci compuși Postbiotici și bacterii lactice uh, pentru utilizări în industria alimentară. Uh, Adelina, deci Nina, valorifică, uh, valorifică materii prime, uh, de fapt, subproduse de, de, de leguminoase. Iar Adelina, cojile de ceapă, ele cred că au și ele prezentări. Urmează Nina, de fapt, în, după mine, dacă nu mă înșel, și vor prezenta rezultatele lor. Grupul de cercetare este format din profesori, conferențiari și șefi de lucrări cu competențe diferite, competențe în biotehnologie, în biologie celulară genetică, în modelare moleculară, în, în modelare cinetică, în valorificarea și obținerea de produse funcționale. De asemenea, avem și colegi care uh, nu sunt cadre didactice, sunt inginerii noștri de cercetare și asistenții de cercetare. Uh, Georgiana este cadru didactic, uh, celelalte colegi sunt angajate ca ingineri. Uh, Imagini din laboratoarele noastre de cercetare, unde ne place că există mult uh, suflu tânăr și uh, sunt tineri care sunt pasionați de cercetare. Uh, cercetările se realizează în centrul nostru de cercetare și aș vrea să vă mai supun atenție faptul că noi avem o colecție de microorganisme cu indicativul MiUG. Uh, toate publicațiile noastre, toate microorganismele pe care noi le avem în această colecție Poartă și acest indicativ, MIUG, și uh, colecția noastră este afiliată colecției naționale de la Institutul de Cercetări Chimico-farmaceutice și în parteneriat cu Institutul de Cercetări, chimico-farmaceutice, noi uh, -am, reu am reușit să ne afiliem la o, un grup internațional de cercetare care. Uh, dezvoltă colecțiile din întreaga lume pentru că studiază microorganismele și implicațiile acestora, biodiversitatea lor. România are doar statut de observator pentru că participarea ar fi însemnat din partea statului român și o cotizație care nu e mică, e destul de mare. Statul român a înțeles prin Ministerul Cercetării să dea această sumă uh, și pentru calitatea de observator, dar pentru noi este extrem de importantă uh, participarea la uh, manifestările lor și sperăm că poate și în viitoare proiecte la nivel uh, european. Și în final, uh, nu aș vrea să trec mai departe, persoana care cu mulți ani în urmă pentru că din anul 2001 nu mai este printre noi, unul dintre pionerii promotorii probioticilor la Galați și cred că în țara noastră, doamna profesor doctor inginer Valentina Dan. Mentorul meu și mentorul multor generații de cadre didactice de la facultatea noastră. Aici este adresa site-ului nostru, site-ului facultății. Trebuie să realizăm o pagină în limba engleză ca să avem mai multă vizibilitate. Și uh, suntem și pe uh, paginile de socializare, pentru că așa e modern acum. <laughs> și universitatea ține foarte mult la promovarea pe aceste pagini. Suntem și postăm realizările noastre, evenimente. Mulțumesc pentru atenție. M-am grăbit pentru că am crezut că n-am fost atentă și am crezut că doar 30 de minute îmi sunt alocate. Însă aștept întrebări cu, cu mare drag. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Extrem de interesantă, mai ales datorită temei, pentru că există această tendință în valorificarea probioticelor și mai ales a uh, produselor de generație nouă postbiotice, așa cum noastră le-ați deschis foarte în detaliu. Uh, știu că acum nu mai de mult de o lună am văzut și un articol științific uh, publicat de către dumneavoastră și, o, și colegi de echipă uh, tot pe această temă a obținerii de produse metabiotice din culturi artizanale. Vă felicit pentru acest uh, articol publicat. Uh, și dacă sunt întrebări pentru doamna profesor, deocamdată văd aici niște mesaje de apreciere, dar dacă aveți întrebări, le puteți pune fie în secțiunea chat, fie accesând butonul microfon. Am mai participat săptămâna trecută la o conferință, conferințe medicale, unde nutriția și sănătatea a fost subiectul principal al discuțiilor. Și am fost întrebată de medici dacă recomand medicamentele probiotice sau alimentele. Noi, producătorii de alimente, desigur că recomandăm alimentele. Și am demonstrat cât de ușor este să obții alimente sănătoase și cât de simplu și cât de ușor este să te hrănești corect, însă pentru aceasta este nevoie de educație, este nevoie de promovare pe mai multe canale pentru conștientizarea consumatorului. Dar mai spune-o câteva cuvinte dacă nu sunt întrebări. L-am întrebat pe Bogdan ce părere are despre culturile artizanale. La început când i-am spus să folosească și granule de chefir de lapte și de apă în fermentarea mediului său pe bază de pseudoceriale, adică hrișcă, chinoa și năut făinuri din aceste pseudocereale. El era reticent pentru că el uh, muncise vreun an de zile să selecționeze patru culturi de bacterii din vreo 60 luate în studiu care să se adapteze substratului lui de fermentare și să aibă uh, proprietății funcționale deosebite, activitate antioxidantă, activitate antimicrobiană, urmăream uh, noi, și să obțină aluatul acid un ingredient uh, pentru panificație. Uh, când uh, a început să utilizeze, când a avut ce face, uh, uh, a început să utilizeze, a avut o surpriză foarte plăcută, pentru că n-a mai trebuit să stea, să selecționeze, să, să izoleze, să purifice, să selecționeze. Punând pulbere de din aceste granule în fermentație, a obținut, sper să nu mă înșel, rezultate mai bune decât cu granulele decât cu uh, culturile selecționate. Granulele de kefir de apă nu s-au de lapte nu s-au adaptat foarte bine, că probabil substratul nu le era comun, dar granulele de kefir de apă și urmează să publice un articol în acest uh, sens. În lume se utilizează ambele tipuri pentru a fermenta o diversitate de uh, substraturi. Marina a încercat să fermenteze linte, făină de linte, a încercat să fermenteze medii formate din făină din coș de cartof dulce și este un mediu extraordinar de fermentație această făină. Și de asemenea valorificăm un subprodus de la obținerea laptelui de soia, borhotul acela care rămâne după ce se separă laptele, acest subprodus se numește ocara și este un substrat valoros pentru că putem să transformăm în continuare proteine în peptide bioactive, putem să transformăm lipidele în acizi grași cu acțiune antimicrobiană. Și studiile în prezent sunt îndreptate în această direcție, în a optimiza fermentațiile în sensul de a obține o concentrație mai mare de postbiotice. Iar la anul vom începe studiile de obținere a paraprobioticelor. Și avem, sper să le putem menține, și două, doar două, culturi de bacterii lactice, o cultură din, uh, izolată din granule de kefir de lapte și una din granule de kefir de apă. Doar două. Sper să le ținem în viață, să nu moară înainte să le studiem. Le-am studiat capacitatea probiotică și aceste, aceste microorganisme au proprietăți probiotice. De asemenea, noi am studiat 10, pentru că atâtea ne-am permis, am, le am și identificat filogenetic 10 culturi de bacterii lactice din colecția MIUG și am avut surpriza că am izolat probiotice din medii naturale, din făinuri, din murături, zeamă de murături. Din uh, sol chiar. Deci, uh, aceste organisme benefice sunt cu noi, dar noi nu le dăm nicio atenție sau foarte puțin atenție. Și... Le spun studenților de la cursul de microbiologie, pentru că nu vorbim numai de impactul negativ al microorganismelor, mie îmi place să vorbesc mai mult de beneficiile acestora. Probioticele în microbiomul uman și animal. Sunt atât în exterior cât și în interiorul organismului. Microbiomul uman este divers, atât ca specii, eu știu, cantitate și calitatea acestora. Depinde de noi dacă știm să le protejăm, pentru că dacă utilizăm substanțe nocive, atât în, în produsele de igienă, în consumul necontrolat de antibiotice și alte medicamente, în ceea ce mâncăm. Și repet, deviza trebuie să fie: nu mâncăm ce ne place nouă, ci mâncăm ce le place mai mult microorganismelor probiotice din microbiom. De asemenea, trebuie să avem grijă de animale pentru că omul consumă materiile prime de origine animală și calitatea lor, calitatea microbiologică este importantă apoi în utilizarea acestor materii prime în alimentația omului. Mai am câteva minute, m-am întins la povești. Dacă mai sunt întrebări, ca să nu vorbesc. <laughs> am evaluat de curând un proiect, spuneam că încep cercetătorii să se gândească un proiect în care își propuneau să producă compost, un biofertilizator, dar până să producă compostul, Calitatea și funcționalitatea compostului era gândită prin hrana păsărilor, și se adăugau în, în furajele pentru păsări substanțe care să stimuleze probioticele în, în microbiota păsărilor, și apoi acestea să fie uh, trans, bine uh, și, furaj, uh, și dejecțiile să aibă o anumită calitate și apoi aceste dejecții utilizate în procesul de compostare să conducă la un compost de calitate superioară funcțional. Pentru că și plantele au nevoie să, fi, să crească și într-un mediu în care uh, nutriția lor să fie stimulată. Eu cam atât. Dacă nu sunt întrebări. <laughs> Doamna Bahrin, vă mulțumim foarte mult!